Atmosfera sărbătorilor tradiționale românești de odinioară a fost reînviată într-o seară magică de decembrie la Târgoviște. Concertul de colinde tradiționale, intitulat Îmbucură-te, om bun, a fost un dar de suflet oferit de Asociația Tinerii din ziua de azi, în colaborare cu Primăria Municipiului Târgoviște și cu susținerea unor binefăcători, membri de seamă ai comunității târgoviștene. Întreg concertul va putea fi vizionat la televiziunea Columna în cadrul programului de sărbători. Acest concert de colinde tradiționale se află deja la a doua ediție și ne dăjduim să devină o tradiție. Este un concert a cărui inițiativă a pornit de la niște tineri inimoși cu valori creștine și iubitori de portul popular și tradițiile noastre strămoșești. Mare parte din aceste colinde au fost culese cu grijă de domnul profesor Ioan Bocșa și ne-am bucurat să le putem împărtăși cu toți târgoviștenii care au binevoit să vină la acest concert, care evident a fost gratuit pentru cine a dorit să participe. Om bun, voier, bătrâniu, domnului, domn din șeiu, ce-s domn bun, voier, bătrâniu, de când ai fost pa pământul, domnului, domn din șeiu, de când ai fost pa pământul. Întotdeauna tradiția și obiceiurile noastre au avut la bază credința. Întotdeauna când vorbim despre tradiții, vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre sărbătoarea nașterii Domnului și, bineînțeles, vorbim despre daruri. Pentru că acest concert se dorește și, evident, a fost un dar din partea acestor tineri, pentru tineri de toate vârstele, de la 0 ani până la 90 și ceva de ani, cum au avut participanții din această seară. Dumnezeu lucrează prin oameni și întotdeauna cea care va rămâne veșnic și care nu cade niciodată este dragostea. Sunt foarte recunoscătoare și le mulțumesc tuturor pentru sprijinul pe care ni l-au acordat și nădăjduim ca pe viitor, cum am spus și mai devreme, acest concert de colinde tradiționale să devină el însăși o tradiție. Când veți reveni? Cu siguranță la începutul anului viitor, pentru că este un concert care se va desfășura în mai multe localități din țară, dar întotdeauna și anul trecut și anul acesta noi am fost primii care am deschis acest lanț de concerte tradiționale. Și-am venit la dumneavoastră, că sunteți gazdă.
acest eveniment poate fi vizionat la Columna TV, pentru că datorită partenerilor noștri de la Columna TV din perioada sărbătorilor cu prilejul nașterii Mântuitorului, va fi difuzat în mod repetat spre bucuria tuturor celor care din binecuvântate pricini n-au putut să fie prezenți. Mulțumim la